găsit în Mircea Sărărescu, suntem la o sesiune de întrebări și răspunsuri și ce om mai potrivit pentru această sesiune decât Dorin Mărășoiu, cel care a devenit un subiect interesant, cel puțin în viața social-democraților și poate nu numai în viața social-democraților, după ce biroul județean a luat o decizie de excludere a domniei sale din PSD. Domnule Mărășoiu, sunteți într-o zonă acum de autoexil sau de exil sau cum să luăm, sau doar de meditație deocamdată aici la Topoloveni? De independență. Nu pot decât să mă gândesc la ce voi face de aici încolo, nu la ce a fost. L-ați întrezărit înainte de această excludere sau a venit acum? V-ați manifestat de-a lungul timpului nemulțumirea față de anumite decizii, față de anumite poziții pe care unii dintre colegii noastre le-au avut, haide să zicem, cel puțin în ultima perioadă, de când cu europarlamentare, cu prezidențiale, deși ați avut unele manifestări chiar și înainte, până la urmă. Nu, să nu credeți că totul se petrece așa brusc. Disensiunile mele în PSD sunt mai vechi. Dar am sperat că totul va merge înainte. Asta e un partid viu, sunt discuții, sunt... Va merge înainte în PSD? În PSD, bineînțeles. Nu, niciodată n-am avut intenția să părăsesc PSD-ul. Ce am avut cu celelalte formațiuni politice, cu membrii din celelalte formațiuni, sunt discuții politice, puncte de vedere. Decizia aceasta de excludere, în urma unor delicte de opinie, în urma unor poziționări, având în vedere faptul că a susținut-o pe Maria Dinu și nu pe domnul Mânzână la alegerile județene, sau așa cum cel puțin au argumentat colegii dumneavoastră acum, că ați încercat să racolați unii primari sau membri de partid să vină într-o altă formațiune politică? Nu a fost nimic din lucrurile acestea. Am discutat cu doi prieteni, unul primar, unul viceprimar într-o localitate. N-am umblat prin județ sau viceprimar prin județ sau după consiliul județean. N-am purtat nicio discuție cu acestea, în afară de două persoane. Nu știu dacă persoanele au spus ceva despre mine sau au confirmat cum au zis dânsii, cele două persoane mi-au negat vehement că ar fi discutat cu conducerea partidului de, vis-a-vis de discuțiile mele private cu domniile lor. Sau mai este o variantă. Poate că PSD Argeș sau conducerea n-ar fi de acord asta pentru că v-ați manifestat până acum intenția, cel puțin în rândul partidului, dar și în afară, și dacă îi dau la Călinești, la primărie. Sunt, v-am spus eu, un cumul de factori. Inclusiv, v-am spus, intenția mea de a candida la Călinești, cunoscută în partid din luna noiembrie, tot a drenat așa, să nu deranjeze, cum gândesc PSD-ul. Hai să nu fie rău, să nu intrăm peste ăla cu picioarele, să nu facem... Deși, încă o dată vă spun, cazul e bine cunoscut în județul cetății de opinia publică. Nu, în opinia mea nu ai cum să temporizezi sau să lungești o astfel de boală. Lucrurile sunt evidente acolo, trebuie să ai o decizie politică dacă poți să ți-o asumi. Dacă nu ți-o asumi, e o problemă în spate. Problema aceasta, la ora actuală, este evidentă. Relația de înășie dintre fostul primar de Călinești și Simona Bucura Oprescu, secretar executiv la ora aceasta în PSD, când am fost vinerea trecută la Mioveni, am constatat că pe Călinești nu se organizează alegeri, întrucât s-ar fi organizat undeva în sfârșitul lunii ianuarie și le consideră legale și fără niciun fel de problemă. Eu am repliat pentru că în momentul ăsta nu pot să clamez că te schimbi sau că faci o reformare când ții oameni cu probleme în poziții cheie, să zic, în partid. Dar s-a dovedit că această legătură sau acest tip de relații sunt mai puternice decât uzurațiunii. Am văzut pe grupul biroului permanent al PSD dorința de schimbare, de curățenie de, și așa mai departe. Eu întreb un singur lucru. Dacă cu mine au făcut curățenie, cu restul ce fac? Aia sunt bun, sunt ustrat, se simt bine în continuare? Merg în continuare, nu e nicio fel de problemă.
Bun. Am pus problema că președintele interimar al partidului, domnul Ciolacu, sâmbătă sau duminică la convenția pro-România, a făcut o afirmație pe scenă care m-a făcut să zâmbesc. În PSD nu vor mai fi exclude cum s-au produs într-o anumită perioadă. A fost aproximativ pasajul din discursul domniei sale. În Argeș, după 2 ani de zile, după ce s-au produs excludere din PSD central, din cexul partidului, după ce avem și un rezultat al acestor excluderi, cel mai slab procent al PSD-ului din toate timpurile, se apucă de excluderi. Parcă vedem imaginea cexului președintele Dragnea când făcea cele 7 sau 8 excluderi din partid. Eu îmi pun problema, dacă asta e viziune politică modernă, excluderea din partid, înseamnă că suntem oarecum în trecut, trăim în trecut și nu înțelegem că lumea se schimbă, populația sau electorii se schimbă și populația e într-o schimbare rapidă, aș spune eu, de înțelegere. Mai ales că știm la ora actuală că politica este un cumul de percepții. Am spus-o de multe ori în partid, dacă PSD-ul nu înțelege că trebuie să schimbe percepția publică, care e percepția publică la ora actuală? Partid de hoți, de imbecili, de corupți și așa mai departe. Sunt temele majore ale percepției publice vis-a-vis de PSD. Sunt etichetele care au fost tot timpul date, rostogolite. Rulate și, cum să spun, exasca până când cumva au și prins. În marea parte a populației au început să creadă. Sunt repetate de mii de ori. Chiar și la centru am înțeles, mă rog, unii au spus că e deja un stigmat să fii membru PSD. Deși, acum să ne înțelegem, trăim într-o democrație. Și în PSD, și în PNL, și în toate partidele sunt oameni de calitate, sunt și oameni cum sunt. Să vorbească de PSD că trebuie terminat, că încă este majoritar și că trebuie omorât, vă dați seama că trăim într-o non-democrație, dacă e să o luăm. Vedem ce se întâmplă, de ce vă spun, populația este de îndoctrinată până la urmă. În opinia mea, PSD-ul dacă nu schimbă sau n-a încercat să schimbe percepția publică vis-a-vis de etichetele puse, nu are decât o singură direcție și aia este în jos. Lucrul care cred că se va întâmpla la alegerile din vară și din Argeș, poate va fi un semnal, nu știu dacă până în toamnă mai reușesc să rezolve sau să reducă această problemă, dar așa cum mergem la ora actuală, mie mi se pare evident că PSD-ul nu se poate reforma. Adică nu înțelege nevoia de reformare în funcție de evoluția publică. Vi s-a reproșat, mă rog, sau cel puțin acesta a fost un reproș public, că nu, sau mă rog, că PSD-ul vrea ca toți oamenii să tragă la aceeași căruță. Ca efect, dumneavoastră practic n-ați tras la aceeași căruță. N-ați vrut să trageți? N-ați mai fost primit? Haideți să ne înțelegem. Noi am fost, sau zona Tuprovea ne-a fost expulsă din structurile de conducere ale PSD-ului la ora asta. Nici eu, nici primarul Botârcă, nu suntem membri în birou permanent. Nu văd necesitatea vis-a-vis de noi să tragem în aceeași căruță, pentru că conducerea are o direcție și a imprimat-o. Puteam să stau legumă, nu? Am experiență în pierderea alegerilor, să fiu mai clar. Am existat toată fondul de omul zână, am pierdut alegerile. Ne-am repliat, în fine, câteva luni de zile lucrurile se stompaseră și am putut merge mai departe. De data asta, pe stilul PRM al domnului Zână, a creat o falie între cele două echipe. Atmosfera era care pe care. I-a spus o listă, ei avea trecut pe listă, n-a fost niciun fel de problemă să-i citească. Toți care au fost opozați nu s-au regăsit în lista respectivă. Asta este situația. Ați fost invitat la ședința în care s-a propus și decis excluderea dumneavoastră. V-ați dus, nu v-ați dus? De ce nu v-ați dus? De fapt, am înțeles că nu v-ați dus. Nu, n-am fost. Am primit un mesaj joi seara să particip la ora 12 la un BPJ. Am dat un mesaj că nu sunt membru un BPJ, fără nicio altă explicație. Deci trebuie să particip la biroul executiv din data de la ora de am spus că nu sunt membru
al biroului permanent și pur și simplu eram într-o altă zonă, nu puteam să particip. Și dacă aș fi vrut să mă duc acolo. Veți contesta această decizie? Cred, deci, încă o dată spun, după ce am văzut poziția membrilor biroului permanent, nu are nicio logică să mai fac vreo contestație, deși aș putea și am tot dreptul să fac această contestație. Stați să vă spun, toate studiile care au fost luate în birou, aprobate în birou permanent, aveau la bază o solicitare a organizației de bază. Eu mulțumesc organizației PSD Topoloveni, nu a emis o astfel de solicitare, este pur și simplu o hotărâre luată în birou permanent, care, ca să fie validată, va trebui să fie aprobată în următorul CEX. Văd graba cu care se manifestă și dorința lor de a mă vedea plecat, e cel puțin ciudată din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere statutar. Adică n-ai luat o decizie, n-a rămas validată într-un CEX. Dacă n-ai la bază hotărârea organizației de bază, automat, ca să ți-o validezi, să-l validezi într-un form mai mare, cum este CEX-ul partidului. Bun. Să înțeleg că lângă PSD nu prea, sau în PSD nu prea mai aveți acum o continuitate sau o perspectivă, personală vorbesc. Sunteți într-un alt partid, aveți discuții cu alte partide, sunteți aproape de a bate palma cu un partid. Vorbesc asta din perspectiva candidaturii la primăria Călinești, dacă ea este în continuare valabilă, sau veți găsi și alte formule. Habar n-am, să vă susțină mai multe partide, să mergeți pe cont propriu pur și simplu. Nu, la ora actuală sunt într-o perioadă de reflexie. Am avut discuțiile politice, trebuie să fac o analiză a mea vis-a-vis de direcția în care mă îndrept. Reafir, sunt un social-democrat de centru, stânga, nu să mă dezic de credința mea politică. Probabil să aleg tot un partid care este pe partea de centru-stânga, clasat. La ora asta, ca să spunem pe nume, chiar este pro-România acest partid în definitiv? Nu numai pro-România, și PPUSL-ul, jetă tot pe direcția asta iese. Sunt mai multe partide mici care, în mod evident, nu voi mai activa într-un partid mare. Sunt un tip care am vocație de constructor, nu de demolator. Îmi place să construiesc, îmi place. Nu am o miză pe 4 ani sau pe 8 ani. E o creștere în timp. E mult mai ok, din punctul meu de vedere, să încerci să construiești o structură cu anumiți oameni, să dai posibilitatea și altora care nu au avut cum să intre în PSD, să se exprime, să le pui la bază o tribună în care să poată să vorbească. Trebuie să vezi mai multe minți noi, libere, să zic așa, care poate să se exprime. Aveți 15-20 de ani, cel puțin așa vag, din cam cât de când vă știu eu prin PSD ca idee. Aveți un lucru pe care îl regretați fiind membru în PSD, la un moment dat fiind chiar în structurile de conducere, ați fost și vicepreședinte al Consiliului Județean. V-ați reproșat ceva, nu știu, din atitudine, din comportament, că nu v-ați spus, de exemplu, pozițiile astea mai vocali și... N-am fost mai vocal, da, asta e un regret, n-am fost mai vocal și că de multe ori m-am înfrânat în a merge în direcția partidului, să zic, sau de a trage la căruța, deși mergea uneori în direcții cel puțin ciudate. Îmi pare că n-am ieșit public de mai multe ori să atrag atenția vis-a-vis de direcția în care ne îndreptăm. Credeți că vă vor urma prieteni sau colaboratori din PSD, poate și în altă partide, nu știu, în structura pe care o veți gândi eu la un moment dat, nu știu. Deocamdată nu am discutat cu foarte multă lume. Este posibil ca o drămadă... Ce a fost anunțat în presă? Am primit semnale de la cei care au mai fost excluși, m-au căutat și au discutat. Sunt niște lucruri ciudate care se petrece în această perioadă.
sunteți un om care face și vin și de obicei iubitorii de vin, nu mă refer neapărat la consumatori, la întreaga această cultură, dacă vreți, sunt și oameni puțin visători, sunt mai romantici așa din fire, sunt puternici ca vinul, dar mai romantici, așa că din când în când, dacă stai la un pahar de vin, mai altfel meditezi, poți să te gândești la anumite lucruri mai profund. Vedeți posibilitatea... Într-o familie unde vinul a fost tot timpul pe masă, iar discuții filozofice, vă spun că se purtau până pe la 4 dimineața. Am asistat la multe astfel de discuții. Oameni foarte interesanți din zona Tupoloveni participau. Am regretul unor astfel de întâlniri și unor astfel de oameni de calitate. Din păcate, societatea e divizată la ora actuală. Problema de timp primează absolut la toată lumea, indiferent de poziția socială care o deține la acest moment. Dar trebuie spus că fără un pahar de vin n-ai idei, sau ideile mari vin întotdeauna la un pahar de vin. Și mai este și proverbul acela, in vino veritas. Credeți că așa, visător, cum poate mai sunteți din când în când și după multe discuții între astea filozofice, mai întrevedeți o schimbare și în clasa politică în definitiv? Adică, nu știu, eu, spre exemplu, vă apreciez faptul că ați vorbit și împotriva curentului partidului, poate că unii v-au criticat că nu trageți aceeași cărță, dar mie mi se pare că într-o democrație, la fel cum există multe partide, și într-un partid trebuie să fie mai multe voci și să se țină cont de vocile acelea. Hai să ne înțelegem, până la urmă, structura de partid este o afiliere de oameni benevolă, nu vine nimeni acolo cu contract sau obligat de un contract. Se afiliază pe o credință, da? Este impardonabil ca într-un partid să nu se exprime punctele de vedere sau să oamenii să nu aibă curajul să-și exprime puncte de vedere, pentru că este un lider autoritar sau un autocrat, să zic așa, care domină plaja. Dar încă o dată vă spun. A apărut USR, a apărut Plusul, dar tot sunt niște lideri de ăștia și să iau niște decizii și toată lumea trebuie să le execute. În PNL e aceeași situație, în PSD e aceeași. Partidele la ora actuală vis-a-vis de direcția acestea politice, care în esență sunt rodul a două sau trei minți care conduc la un anumit moment, ei și impune foarte ușor în partide, credeți-mă, voința politică. Nu stă nimeni în jos să gândească foarte mult. O fi oare bună direcția aia? O fi bună măsura aceasta? De-aia vedem că după guvernare sunt multe măsuri care poate sunt ok, sunt altele care nu au fost ok pentru că nu au o bază foarte mare de strângerea unor puncte de vedere, de coagularea unor interese sau puncte de vedere care într-o primă fază sunt diferite, dar puterea, până la urmă, politică ce înseamnă? Puterea de a negocia punctele de vedere și a găsi un punct comun și ca bază de susținere. Lucrul ăsta, din păcate, nu prea se mai întâmplă în politica românească. Asta e constatarea mea după 20 de ani de PSD.